Deșeptari, Doamne, nu mai aș Nu vedeam niciun as, mă uitam, zic, bă, dar unde s-a lui Iulian? Se deșeptari contra unui drou. Și iată și unui toper împotriva lui Cristian Vornicu de pe poziția 3. Cristian Vornicu, jucător foarte experimentat, jucător recreațional, dar live foarte experimentat și care știe să joace agresiv, insistent și care probabil că o să piardă ceva fise la mâna asta. Sunt curios ce o să facă Cristian în momentul în care va primi race de la Iulian Ștefan. Iulian Ștefan în stânga imaginii va trebui să facă race pentru care a treia, nu? Cea mai puternică mână posibilă de la masă și... Race 25.000. Să-l vedem pe... Iată, ce rapid. Cristian Vornicu, jucător experimentat, nu s-a agățat de dama lui, ce înseamnă să ai experiență, și a foldat într-o fracțiune de secundă, cu toate că ar fi putut să-și facă filme acolo cu 6-6-7-4, destul de, să zic așa, destul de uscat.